Dragii mei, eu sunt Dorel și astăzi suntem, unde credeți că suntem? Pe Motor Town Behind. Băi, știți jocul ăsta? Băi, îl știți sau nu știți? Băi, nu e un joc foarte wow din punct de vedere al graficii, dar cine m-a urmărit pe live știe foarte bine ce e cu acest joculeț. Ideea este că putem face o grămadă de chestii. Și drept urmare, astăzi suntem acasă la noi. Bine, acasă la noi e mult spus că nu ne-am făcut o casă, să spunem că am primit o moștenire. Bun. Hai să ne uităm un pic pe mapă. E un joc low poly, știți foarte bine, am început la recomandarea lui Alin M. Noi suntem aici în sud, bineînțeles avem oportunitatea să mergem și în zonele astea de jos și practic avem mai multe joburi de făcut în acest joculeț, trebuie doar să alegem. Ideea e că suntem la început, nu avem calificări foarte multe, vedeți că avem 10 la driver, 3 avem la taxiu, 3 la autobuz, 1 la truck și cam restul n-are rost să le mai menționez. La poliție se face foarte greu level, așa că stăm cu minței. Bun, continuă așadar, mașina noastră nu o avem pe aici, nici nu am de gând să o iau, sincer să fiu. Vreau să caut un job și mergem aici la firma asta. O să mergem pe camion astăzi. Încercăm să ne facem treaba pe camion. Deși aș fi putut să mă duc și pe taxi, sincer. Dar hai mai bine să vedem dacă reușim să ne luăm de aici. Uite, avem și remorcă. Să luăm cât mai mult. Ia să vedem, asta o putem lua. Cred că da, ia să vedem. Da. Nu, ne trebuie level 2. Ok, bun, am înțeles. Ia să vedem asta. Asta a mers. Bun. Și o să luăm și remorca aia. Hai să mă dau un pic jos, să vedem dacă remorca putem să... Ok. Ok, hai întâi să tragem mașina acolo și după aia. Bun, să ne urcăm în ea. O pornim. Asta zic, prindem și luminile. Bă, joculețul ăsta are fizică. Dar n-are cârliga asta, bă. Stai să mă dau jos, cred că am luat țeapă mare, n-are cârlig asta, nu putea să luăm remorca. Uite, asta avea, frate, cârlig. What the hell, uite, nici asta n-are cârlig. Nu e bine. Dar dacă o dau eu deoparte și iau alt. Stai așa, ia, stai așa că o las și iau cealaltă și cu... Sau deși pă, pare destul de mult, cred că putem să punem mult în asta, nu? A, bă, să mergem cu asta, ce-o fi, o fi. Ce-o fi, o fi, frate. Hai să mergem cu asta și gata. Bun. Aici nu cred că ne dă nouă să încărcăm marfă. Sau, mai știi, ia să vedem ce marfă avem aici. Hop. Ah, ok. Aparent putem să luăm. E cam full ăsta, dacă mă întreb pe mine. Nu putem. Dar paletul ăsta putem să luăm. Fac. Hai să vedem ce mai încape. Rice. Ok. Am căpus și rice-ul. Și mai încape și portocale ceva. Mai avem... dar rice-ul l-a scos. Am înțeles, nu încap toate portocalele. Ok, cât încap, e bun, e bine. Bun. Ce avem de făcut acum? Ne dăm jos. Fiți atenți aici, stai așa.
să trag frâna de mână și să pun, să pun centura. Să punem centura o dată aici și o dată aici, precum și aici. Aici nu știu dacă merge. Ba da, merge și acolo, ca să nu pierdem încărcătura, știi ce zic? Asta zic. Bun, și cam asta e. Urcăm sus și dăm drumul. Mergem la livrat, tată. Avem 3 opriri, 3 stopuri, nu? Parcă așa. Hai să vedem. Ia uite și pe ăla cum a oprit acolo. Pe ce facem, bă, tată? Aute, lumea constă la ocazie. N-am timp, frate, n-am timp, că am treabă, că altfel vă luam. Sunt la job. Asta e mașina firmei. Nu e închiriată, nu e cumpărată. Uite, car dealership, ia uite. Mai ai o leacă și te urci pe mine. Știți cum e. Ideea e să facem bănuți. Asta e toată treaba. Bănuți, experiență, ca să putem să evoluăm, să ajungem la joburi mai bine plătite. Asta e ideea. Da, vă dați seama că vreau și eu să fiu pe un camion sau... Ăsta ce-a pățit aici? E un spion, ce e ăla? Ăla are vreo problemă, ceva. De stătea așa pe marginea drumului. Da, joculețul îl găsiți pe Steam. V-am spus, nu e... cine știe ce, dar în schimb are fizică, aparent are suport pe mai toate volanele, sincer să fiu, mie îmi venea să cred că joculețul ăsta îmi oferă și force feedback la volanul ăsta, Thrustmaster, și schimbătorul merge, efectiv n-am făcut niciun fel de setare, toate au mers slowless, ceea ce mă bucură enorm. Neașteptat adevărul și are și un gameplay super super ok, adică chiar poți să faci un roleplay, doar că na, desene animate, cum s-ar spune. Se poate juca și multiplayer, așa cum am spus și pe live, cine m-a urmărit. E un joc care, să spunem că necesită timp, dar care joc nu necesită timp, dar ideea e că e... ai tot timpul ceva de făcut. Deci, pe bune, și sunt o grămadă de joburi. Chiar o să vreau să le experimentez. Acum depinde de feedback-ul care o să-l am. Pe care o să-l am, pentru că, na. O să filmez câteva episoade și o să le postez pe canal. Bineînțeles, începând cu ăsta și să vedem care e treaba. Dacă lumea se uită, dacă îndrăgește, ca să știm dacă putem face într-adevăr o serie în adevăratul sens al cuvântului. Dar vă spun, sunt multe, multe chestii pe care le puteți vedea aici. Pe live v-am arătat o parte, o mică parte, sunt mult mai multe. Așa că, începând seria asta,
cu acest job, de exemplu, eu zic că e ok. Practic, hai să spunem că ne-am început viața într-un orășel, am primit o căsuță de la mamaie, drept moștenire, și ne-am mutat aici în oraș. Uite că avem și noi primul job, ca să spun așa. Ne-am angajat dubițar. Și facem transport de produse la diferiți clienți. Cam despre asta e vorba. Da? Uite, acum am venit la marketul ăsta aici ca să aducem niște marfă. Sau ce fie aici, marghe, uite și macara. Să nu spui că și macaraua aia pot să o iau. Pe bune? Oare? Să fie posibil așa ceva? Bă, nu cred. Ia să mă dau jos un pic. De curiozitate, așa. Nu. Nu. Ar fi fost tare să putem lua și macaraua asta, da? Bine, până la urmă, ce putea să facem cu mastodontul ăsta? Dar ar fi fost o chestie. Hai să ne urcăm sus. Să ne terminăm treaba, că mai avem treabă de fapt. Deci nu putem face mare lucru cu macaraua aia. Am zis eu că taci, că facem, că dregem, dar nu. Nu ne ajută. Ok, aici o să trebuiască să lăsăm prima marfă. Am și luat bănuții. Vreau să verific un pic să vedem. Ah, ok, chingile se resetează automat. Ok. Bun. Mergem la următoarea. Mergem la următoarea. O, ce mizerie pe aici. Băi, ești nebun. Practic ne întoarcem înapoi. Aparent asta se întâmplă. Opa, era să mai iau o mașină înainte, nu m-am mai uitat în partea aia. E un pic cam greu, nu merge head tracking-ul. Am încercat. Dar în meniu arată că ar merge, dar de fapt nu-mi recunoaște head tracking-ul. Probabil să fie doar pentru un trachiar fizic, mă gândesc, adică să nu meargă prin aplicație de head tracking, posibil. Posibil. Ia uite-l. S-ar moacă de râs, te-ai oprit ca un prost în mijlocul drumului. Ca un prost te-ai oprit în mijlocul drumului. Ah. Ziceți voi, mai am 3 livrări, nu? De fapt 2, la 2 clienți trebuie să mai merg. Asta e un job din multele joburi. Putem să fim și ambulanțier, și polițist, și gunoier, și taximetrist, și șofer de autobuz, și șofer de camion. Bă, o grămadă de joburi putem avea. Dar, da, trebuie să o luăm așa, de jos. Ușurel. Avem 21.000 de gold, să știți că am început de la zero. Deci, totul e pe muncă proprie. Am tras să ajung la nivelul ăsta. Bă, ăsta tot n-a plecat de aici. L-am lăsat când am plecat încolo. E tot aici.
Probabil pândește la ceva. Furăciun ceva. Zic și eu. Nu m-am uitat ce i-am dus lui ăla acolo, în cutia aia mare. Era ceva. Asta e așa că avem restricție de viteză aici de 70. Eu îi dau, dar... ușor că pleacă marfa. Cu tot cu chinci. Practic ne-am întors înapoi în oraș. Păi de ce n-am lăsat astea când am plecat direct? Că nu era prima cursă? Face și magazinerul ăsta planning-ul. Aia e toată treaba. Ăsta are claxon, mă? Nici nu... A, ba da, are, că am claxonat de două. Ia uite ce fain sună. Ok. Sunt multe colete de dus. Bine, colete. Mult spus. Uite, de aici am plecat. A, e în partea opusă, bă, de asta. Am înțeles. Uite, vezi, de asta e bine să cunoști zonele, frate. Că știi cum să iei astea, să faci transportul, știi? Uite, aici e o fermă. Cred că putem lucra și la fermă, dacă nu mă înșel. Bă, v-am spus. Sunt o grămadă de chestii pe care le putem face. Trebuie doar să le luăm ușor. Și să încercăm să facem un roleplay până la urmă. Eu cred că ideea este bună în a, să spunem așa, a începe cu o poveste, așa cum v-am explicat și la bun început, de la bun început. Practic, am primit... din partea bunicii o căsuță aici, drept moștenire, și ce să vezi, ne-am mutat frumos aici și ne începem viața în zonă. Eu cred că e cel mai ok așa și de acum vedem cum ne descurcăm. Reușim să trăim aici sau nu? Deocamdată nu am decât o mașină a mea. Atâta tot. În rest, mergem pe închiriere, cum să spune. Sau muncim la patron, practic. Noi, în cazul de față, cam asta am făcut acum. Ne-am angajat la patron și îi transportăm ușor. Vezi, dacă dai camera. Îi transportăm produsele acolo unde, bineînțeles, are comenzi. Ce era să-l iau pe prostovanul ăla? N-a semnalizat nimic, bă, frate, bă. Milimetric am trecut pe lângă el. Ia uite. Ia uite, altul. Bă, ce cu ăștia, mă? Bă, dar poliție nu este pe strada asta? Pe bune, întorci pe linie continuă. Ce se întâmplă, bro? E dezastru. E dezastru. Am obosit toți așa, uite, rămân uimiți când mă văd. Nu se așteaptă ca Dorel să muncească sau care e faza? Stau ca boi în mijlocul drumului și se uită la mine cum trec. Da, nu v-am spus.
Eu strict pentru asta ajung jocul ăsta, pentru gameplay, frate. E atât de șmecher și plus de asta îți dă un feeling foarte mișto. Și aici mă refer strict la fizica jocului. Bă, e... nu știu. E super. Și sunetele sunt bune. Poți să și repar mașina, poți să și tunezi mașina, poți să vopsești mașina, poți să faci multe. Propria casă poți să o construiești. Da, asta o avem moștenire, poate la un moment dat ne facem și noi o casă, dar asta depinde de comunitate, depinde dacă într-adevăr e un feedback pozitiv la episoadele acestea din prima fază. În felul ăsta știu și eu și îmi dau seama dacă să mai continui să postez sau nu. Avem level 12 pe drive. Vedeți că în stânga acolo tot ne crește levelul. Uite, aici avem e cu cife, e balastieră, e de toate aici. M-am spus, da, uite, vezi, și pe cifă putem să lucrăm. Mai lipsește să mai lucrăm ca mecanici de locomotivă. Nu, o grămadă de chestii, bă, dai, ca departe aici, mă, frate. Am băgat o leacă pentru... Sunt curios câți bani ne dă acum. Da, da, ziua de muncă e zi de muncă, n-avem ce să facem. Până la urmă... Shortat. Până la urmă, dacă pentru asta suntem plătiți, asta facem, nu? Că de-aia a venit la nine asta. O să încerc să fac treaba cât mai mult. Uite, omul acolo așteaptă. Hai să mă duc să întorc. Da, ne întoarcem. Uite aici întoarcem. Uite aici întoarcem. Opa! Uite că am ajuns și la domnul client. Opa! S-a dus. Ce? Mai avem ceva? Stai așa că mai are ceva de dat. O, păi stai că mă dau mai aproape. Că aparent așa pare, că mai avem să-i lăsăm. Asta zic. Și mai avem un domn. Atât. Bun, ia să ne uităm pe mapă un pic. De ce nu? A, e în orașul următor. Ok. Ok. Nicio problemă. Să-i dăm drumul, zic. Ce-mi place că pot schimba vitezele. Ok, aici o să facem dreapta. Mă uit un pic ca să nu existe vreo problemă. Aici la fel. Nu văd nimic. Bun. Și am plecat. Și v-am spus, se aude bine, mă, se aude. Am avut și, de fapt am avut, am o mașină sport, Mustang, cred că e, model vechi. Bă, atât de bine se aude, frate. De FPS-uri nici nu are rost să vă mai vorbesc, duce maxim. Duce maxim.
Monitorul meu e de 144 Hz. Merge liniștit, fără emoții. Ușor, tătică. Ușor că rămânem fără marfă. Asta e autobuz cu călători. Face stânga. Ușor, ușor, tată. Așteptăm. Tot așa, trebuie să alimentezi, trebuie să ai grijă cu apa pentru că se înferbântă. Trebuie să ai grijă să nu dai avarii la mașină, că se sparge radiator, se strică motor. Trebuie să ai grijă de cauciucuri. Efectiv, verifici cât de uzate sunt și așa mai departe. E complex, e complex ce mai. Uite, acum serios, la banii care am, chiar mă gândesc serios să-mi cumpăr... Op, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Să-mi cumpăr... și eu o mașină cu care să-mi fac treaba, să nu mai dau banii la ăștia. Înțelegi? Că aia e durerea mea cea mai mare, că îmi par banii cu ăștia. Acum lucrez la patron, na. În loc să-mi intre mie toți banii, ia și patronul de pe mine, știi? Bun. 353 și 180 XP. Bun. Practic am terminat. Da, e clar. E clar. Bun. N-are rost să mă mai complic. Bun. Faza e că noi pe aici în zonă mai avem ce să încărcăm, ca să nu mergem cu golul acasă. Nu vă mai rețin. De aici nu putem încărca pentru că doar camioanele pot. E cantitate mare de luat, vreo 20 de boxuri și nu avem posibilitatea. Uite, Meat Factory. Și aici cred că putem să aducem carne, dacă avem fermă, vaci. Cred că, uite, sausage. Nu știu, v-am spus, e foarte complexă treaba. Cu siguranță, cu siguranță putem face multe, multe chestii aici. Dar o să le descoperim pe parcurs. Depinde de voi, depinde de toată lumea dacă într-adevăr se vrea ca, să spunem, seria asta să prindă contur pe canal. Așadar, ne oprim aici astăzi. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Ne întâlnim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. Chiar aștept părerea voastră vis-a-vis de ce am început aici. Și bineînțeles o să vă răspund și eu în limita timpului disponibil. Mă rest, ce să zic, dacă doriți să susțineți proiectul meu, nu ezitați să o faceți prin a vă abona la canal și a deveni membri. De ce nu? Ia uitați-vă aici, 20 de cutii de meat box de carne, deci... N-avem cum să încărcăm. Aici trebuie să vii cu camionul, frate. Nu ai nicio șansă să încarci în așa ceva la fabricile astea. Bun, ne oprim aici așadar. Continuăm data viitoare. La revedere!